Începând de luni, în toate școlile din Argeș a fost reluată distribuția de produse lactate în cadrul programului guvernamental Cornul și Laptele. Conform comunicatului de presă transmis de Consiliul Județean, în urma inițierii procedurii de insolvență în care a intrat societatea Lactag S.A., produsul lactat distribuit în școli va fi asigurat până la finalul anului școlar 2015-2016 de către societatea simultan SRL din județul Timiș, în calitate de creditor ipotecar al SC Lactag S.A. Produsul lactat, de care beneficiază 65.160 de elevi din județul Argeș este lapte tratat termic UHT, ambalat în ambalaj carton multistrat 200 de ml. Fabricație SC simultan SRL. Distribuția la unitățile de învățământ școlar și preșcolar va fi efectuată în continuare de firma Sece Lactag SA. Termenii contractuali rămân aceiași la data semnării contractului dintre Consiliul Județean Argeș și Societatea Lactag. În urmă cu câteva săptămâni, OLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă, care este biroul antifrauda al Uniunii Europene, a efectuat o anchetă la Consiliul Județean Argeș chiar pe acea Temă. Florin Tecău, președintele instituției, a declarat atunci că este vorba de un control care a vizat modul în care s-au cheltuit banii pentru programul Laptele și Cornul, program adresat preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial. Astfel de controle au avut loc în mai multe județe, alese aleatoriu prin sondaj. Potrivit președintelui CJ Argeș, Florin Tecău, nu au fost găsite nereguli în modul de organizare și de finanțare a programului. Pe lângă Consiliul Județean, în vizorul OLAF, au intrat și șapte școli din Argeș, în care au fost verificate modalitățile de depozitare și de repartizare a produselor care compun programul Lapte, Corn și Măr. În urma verificărilor s-a decis că, între Consiliul Județean Argeș și Inspectoratul Școlar să se realizeze un parteneriat prin care să se poate eficientiza programul, să fie tipărite afișe cu la acest program social care să fie distribuit în toate școlile din județ. Florin Tecău a anunțat că inspectorii OLAF vor merge la guvern cu propunerea de a fi desemnat la nivelul fiecarei unități de învățământ un responsabil cu modul de derulare a programului remunerat care să poată însă răspunde atunci când apar deficiențe.